Ei, dragilor, ne-am întâlnit cu o ocazie super specială și super dragă sufletului meu și sunt sigură că și sufletului vostru. Și ocazia este celebrarea întregii voastre activități de contribuție, practic, pentru societate prin articolele geniale și extraordinare, atât de dezvoltare personală cât și dezvoltare profesională, pe care le-ați scris deja de la începutul și până acum. Acum suntem în momentul cât 4 februarie 2019, pe site-ul academiadecoaching.ro. Vreau să vă felicit cu inima, au fost niște revelații pentru mine, recunosc că nu le-am citit chiar pe toate, dar în diagonală pot să spun că le-am citit pe toate. Au fost geniale, au fost extraordinare, vă felicit pentru întreaga voastră călătorie și mai ales pentru dorința aceasta de a dărui, de a aduce o rază de lumină, o rază de speranță, niște pași concreți, pentru că am văzut și articole cu pași concreți, astfel încât fiecare cititor să poată să plece cu un piculeț mai mult înțelepciune decât a venit și, de ce nu, chiar câteodată cu niște revelații uimitoare și extraordinare. Așa încât vă felicit cu inima pentru curajul vostru, pentru iubirea voastră pe care ați dăruit-o și ați împărtășit-o prin aceste articole și mai ales pentru faptul că sunteți fiecare în parte extraordinari și geniali. Așa încât vreau să-i dau acum cuvântul și cu tot cu diplomă. Ia să vedem colegii noastre, Monica Bunaciu. Felicitări! Aceasta este diploma pentru... Nu, stai că nu e aceasta, că tu ai două diplome. Aceasta este diploma pentru coordonarea activității acum la ediția actuală și ediția precedentă de specialiști care contribuie prin articole pe care le scrie pe site și vreau, te rog, să ne împărtășești din experiența ta și orice mesaj ai pentru colegii noștri, cum a fost să fii manager și să ieși, să fii, de fapt, manager de proiect, pentru că și ziua de astăzi ești manager de proiect. Cum a fost? Ce provocări? Ce realizări? Ce ai descoperit? Cum ai reușit să crești, cum ai reușit să gestionezi diversele chestii? În primul rând, sunt onorată pentru acest proiect, pentru că am întâlnit oameni minunați și de la care am învățat enorm de mult. De la tine, Loredana, dragă, mi-ai dat o provocare super, super majoră, pentru că nu aveam încredere că sunt un bun organizator și iată că am reușit, ceea ce sunt foarte încântată. Iar apoi de la fiecare, Adrian m-a dus în lumea lui de povești și a fost așa o revelație, o lecție de organizare și de corectitudine și a fost tot timpul ca ceasul, adică puteam să mă organizez după el, de fiecare dată le aducea, trimitea toate articolele exact cum trebuia, când trebuia și așa mai departe. Deci a fost extraordinar, plus că eu iubesc poveștile. Deci eu citeam, cred că am fost prima cititoare, citeam înainte să le public. Apoi, Adriana, ce să spun, că un om mai organizat decât ea, nu știu dacă există pe planeta asta, la fără de tine, dar nu știu că organizată, ești genială. Adriana era, wow, deci și lucrările ei și articolele ei foarte bine structurate, foarte bine, foarte clare, foarte pe înțelesul, cred că tuturor al meu, cu siguranță. Și iarăși îmi făcea plăcere, plus că ne-a dus de la bănci până pe toate ariile vieții. Efectiv, genial, genial. Deci a fost Dumitra, iarăși, ca și Adrian, ca ceasul, toate articolele, la zi, chiar și în avans. Ea era chiar în pas de galop, tot timpul. Foarte, foarte consecventă și foarte motivată și foarte, foarte concentrată, dar tot ce se putea da mai bun. La fel, Manuela, genială, a avut un articol în care era cu... Deci acum am... Cu cinci pași, care a bătut recordul vizualizărilor pe Facebook la un moment dat, iarăși genial. Maia, la fel, a venit mai târziu, însă a bătut iarăși ea recordurile și cu perseverența și cu
punctualitatea și cu dăruirea și cu niște articole geniale, geniale. Monica, mulțumesc! Nu știu, mai continui, dar oricum pașii pe care ai făcut au fost extraordinari. Și Sorana, te așteptăm. Toate articolele tale au fost geniale, foarte interesante. Mulțumesc fiecare în parte. A fost o onoare, este o onoare că v-am întâlnit și că am lucrat împreună. Am fost foarte, foarte plăcut surprinsă de faptul că sunteți atât de geniali încât aveți impact de 1000-2000 de persoane, ceea ce este wow! Deci nu că nu mă așteptam la să uite la articolele fiecăruia, atâtea persoane, este wow! Este extraordinar! Nici măcar nu-mi imaginam, deci eu personal nici măcar nu visam să existe un asemenea impact. Adică wow, sunteți geniali și nu sunteți geniali pentru că zicem noi că care suntem obișnuiți în Academie să spunem și să valorizăm persoana, sunteți geniali și orice om, deci și oamenii care n-au făcut cursuri de coaching, care nu au făcut nimic în direcția asta, recunosc faptul că suntem toți geniali. Vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc, wow, am crescut împreună, eu am crescut foarte mult alături de voi. Sper că și voi alături de mine și sunt recunoscătoare și vă iubesc pe toți. Wow! Wow! Felicitări, Monica! Așa e! Și mai ales impactul. Într-adevăr, 2000 de persoane la un moment dat, pentru că de atunci sigur sunt mai multe. Wow! Felicitări! Deci la o săptămână, cam la o săptămână mă uitam și cam la o săptămână să fie 2000 de persoane care văd articolul. Deci prima dată am avut un șoc, mă uitam de mai multe ori, închideam și iar deschideam, wow, genial, wow, ce tare e! Exact. La strângerile de fonduri pentru copii mai erau așa, impact, articole de alea de cu lacrimi și cu toate alea, acolo am mai văzut impact așa de mare, da? Wow, câtă genialitate și cât interes au aceste articole. Yeah. Perfect. Și acum, draga mea, și diploma ta, pentru că și tu ai fost și ești de altfel scriitor și ne împărtășești din înțelepciunea ta, aceasta este diploma pentru cele 22 de articole. Acum cifrele sper să fie corecte, sunt luate de IT-ul nostru de pe site. Dar ca idee, pe acolo, pentru cele 22 de articole scrise, acum spunem în calitate de contributor la binele general. Cum a fost să scrii articole, să dăruiești în înțelepciunea ta, să te structurezi în articole, să-ți alegi tema, să observi ce s-a întâmplat, să primești feedback-urile, să mergi mai departe, că 22 de articole sunt o sumă. Wow, felicitări! Cum a fost? De fapt sunt 24, că am făcut 12 înainte și 12 acum. Și ce vreau să spun, a fost o mare provocare pentru că nu e chiar simplu să te gândești cam ce articol, ce să scrii, cum să scrii, astfel încât să aibă impact, să fie interesant, să fie util, să fie. Adică sunt atâtea... Ca să scriu un articol necesită perseverență, necesită conștientizări, necesită foarte multă muncă cu noi înșine, necesită... Cred că nu mi-ar ajunge degetele de la două mâini ca să spun cât de multe aducem într-un singur articol. Deci, pentru mine a fost o provocare și o reușită în același timp. Nu este simplu, dificil, tu ai zice, e făcut bine. Nu ești prea nici ușor, e făcut bine. Eu zice că pentru mine a fost un pic dificil, pentru că să știi că trebuie la două săptămâni să dai, să scoți un articol, nu e chiar cea mai simplă prăjiturică. Este o provocare și sunt foarte încântată că am reușit să trec peste această provocare și să scriu cele 24 de articole.
Wow! Felicitări, Monica! Mulțumesc! Mulțumesc! Super! Felicitări! Să vedem acum, nu știu dacă este Minerva, că parcă nu am văzut-o, dar următoarea diplomă este pentru cantor Minerva. Este colega noastră care a coordonat primele 3 ediții, cred, de scriere de articole. Ia să vedem, Minerva, ești pe aici? Parcă nu te văd. Oricum, mulțumesc din suflet, te îmbrățișez cu iubire și aceasta este și diploma Minervei pentru cele 17 articole pe care le-a scris pe site. Felicitări, felicitări, Minerva, te așteptăm la următoarea celebrare să ne împărtășești cum a fost. Și în calitate de manager, și în calitate de editor. Cum a fost? Hai să vedem, dragilor. Acum pentru mine sunt niște momente extraordinar de emoționante și de încântare și de toate, pentru că fiecare dintre voi în această călătorie a reușit să-și împărtășească geniul celorlalți, să-l dăruiască mai departe, să-i inspire alți oameni așa încât vă felicit cu inima. Următorul scriitor extraordinar și contributor genial, Năstrase Mădălina, felicitări! 20 de articole, Mădălina, felicitări! Ești aici? Aici sunt! Cum a fost? Ei, nu mă așteptam să mă strigi următoarea! Cum a fost pentru tine? Pentru mine a fost foarte provocator, pentru că eu sunt un om foarte activ și timpul meu întotdeauna era concentrat asupra muncii și trebuia să mă asigur că fac în așa fel încât să trimit articolul la timp. Vreau să vă zic că Minerva m-a tras de urechi de câteva ori, pentru că nu eram cu articolul la timp, însă mi-a plăcut foarte tare pentru că m-a disciplinat într-un fel. Și a scos din mine niște experiențe pe care am vrut să le împărtășesc cu voi, cu oamenii care au citit, cu cei care ne-au urmărit. A fost frumos, a fost relaxant, pentru că mie îmi place foarte mult să scriu și am și un dar interesant de a scrie. Și scriind, am avut și eu, la rândul meu, anumite revelații. Mi-am reamintit anumite lucruri pe care le pusesem într-un fel sau altul în sertărașele minții mele, în sertărașele inimii mele, pentru că noi avem darul ăsta de a uita, având atât de multe lucruri în viața noastră zi cu zi, uităm și... E bine din când în când să mai faci câte o activitate din asta ca să poți să îți reamintești și să îți reîmprospătezi memoria, să îți dai un upgrade. Pentru că asta facem zi cu zi, ne dăm un upgrade. Așadar, eu vă mulțumesc, a fost o onoare să scriu și să împărtășesc trăirile mele și gândurile mele cu voi și cu toți cititorii. Felicitări, felicitări, Mădălina, superb, superb, mulțumesc. Așa este, așa este. Mi-a plăcut treaba, chiar te disciplinează un pic și te face să scoți din memorii toate cele. Mulțumesc, da. Superb, superb, Mădălina. Să vedem următoarea diplomă pentru o altă persoană extraordinară, Ancuța Luminița, pentru cele 12 articole. Ești aici, Luminița? Te pupăm și te îmbrățișăm și te felicit pentru cele 12 articole minunate. O altă persoană extraordinară și genială, care a scris articole geniale, evident, Ciorna Sanda. Sanda, ești aici pentru cele 10 articole extraordinare? Ai aici, Sanda, zi-ne cum a fost pentru tine toată această călătorie, ce ai învățat, ce ai descoperit, prin ce provocări ai trecut și așa mai departe. Da, vă spun la mulți ani tuturor și eu vorbesc de la atelier, de la mine. Mi-am întrerupt pictura ca să intru și eu în direct cu voi. Loredana, îți mulțumesc din suflet pentru că tot ce am făcut alături de tine a fost o mare provocare pentru mine. Și această activitate cu articolele a fost de asemenea o foarte mare provocare de disciplină, în primul rând. Cu mine însă, exact ca să predau și eu la timp articolele,
primele au fost, le-am scris foarte ușor, am curs așa din mine, dar după un timp parcă nu, ceva se oprea acolo și nu mai voia să iasă. Nu, încă nu-mi dau seama, poate ar trebui să fac o sesiune de coaching pe tema asta, de ce la un moment dat n-a mai fost acel flux să curg așa pur și simplu. De aici am permis să fiu sinceră și să spun. Dar a fost o provocare excelentă pentru mine și mulțumesc din suflet. Și am fost foarte, foarte impresionată de ce au scris colegii. Deci atâta inspirație și conștientizare a curs din fiecare, încât le mulțumesc și felicit din tot sufletul. Vă mulțumesc pentru această seară și sper să ne vedem cât mai des împreună. Ești foarte frumoasă, Loredana, sclipești, strălucești, ai așa o claritate, nu știu, ceva extraordinar. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Anda, exact așa mă și simt! Mă bucur că se și vede, dar zici că sunt o floricică! Exact, se simte, se vede, cu toate simțurile, așa. Mulțumesc, super tare! Mai ales că anul ăsta mi-am propus să fie un an foarte ușor și un an foarte comod pentru mine și să am foarte multă bucurie, așa că sunt pe cale. Perfect! Următorul scriitor extraordinar și genial, cu articole extraordinare, diaconul Mariana, 10 articole. Mariana, ești aici? Nu o văd? Unde o fi oare? Dacă îi trimite cineva un mesaj? Că ea mă mică lipsește. Ok, Mariana, ești genială și extraordinară. Felicitări pentru articole și te așteptăm la următoarea celebrare. Următorul om genial și extraordinar, Bonțidean Adriana, pentru cele 6 articole minunate și geniale. Adriana, ești aici? Da, e aici. Cum a fost pentru tine? Dar a scris pe chat că nu e la serviciu și nu poate intra. E la serviciu și nu poate intra. Ok, Adriana, te felicit cu inima. Ești un scriitor extraordinar, ai dărui lucruri extraordinare oamenilor, comunității noastre minunate de altfel și prin articolele tale, evident, fiecare dintre noi crește. Așa încât felicitări și serviciu ușor! Și suntem alături de tine! Ia să vedem următorul om genial și extraordinar, Trifan Monica, pentru cele 4 articole minunate. Felicitări, Monica, ești aici? Da. Perfect! Cum a fost pentru tine, draga mea? Mulțumesc! M-a pus în postura de a fi și mai serioasă. Eu îmi doream să fiu așa, nu știu cât am reușit, dar numai scriind aceste articole, m-am așezat pe calapodul meu. A început să-mi placă, dar când să continui... Mi-am dat seama că e o responsabilitate foarte mare. M-am documentat, mi-am luat cărți de coaching, dar nu am avut curaj să mai scriu pentru că nu aveam atâta inspirație proprie. Și cumva am tras concluzia că nu e chiar corect să fac rezumat la o lectură după o carte. Și atunci când aveam inspirație, asta ar fi fost singura soluție. Și am făcut o pauză. Dar aștept să mă umplu de minune și să mai fac niște articole bune, dacă mai e posibilitatea să le mai trig. Orice este posibil în Academie, evident, orice este posibil, așa cât vă așteptăm. Maxim, pe fiecare în parte, cu toate inspirațiile, când le aveți, cum le aveți, trimiteți-le Monica, ea este actual manager de proiect, da. Așa încât, Monica, draga mea, dai drumul la scris. Și e bun să știi și cât un rezumat, că poate oamenii n-au chiar să citească o carte întreagă. Dacă tu le expui 3 idei principale, au scos deja valoarea de acolo. Așa. Am înțeles. Pe repede înainte. Mie mi-ar folosi, de exemplu. Am înțeles. Plus, nu este doar un simplu rezumat, este și percepția ta și
acumulezi și viziunea ta și experiența ta. Deci oricum ai face, oricum nu este un simplu rezumat. Oricât ai vrea să crezi că e un simplu rezumat, nu este un simplu rezumat. Este ceea ce ai înțeles și la care se adaugă experiența ta și modul tău de a vedea lucrurile. Deci poate că citind cineva, chiar dacă citește cartea, poate citind și rezumatul tău percepe în alt fel. Un alt unghi, altă perspectivă. Așa. Este minunat oricum. Yeah. Mulțumesc pentru articole. Yeah. Mulțumesc și eu pentru îndrumare și înțelegere. Felicitări, felicitări, Monica! Mulțumesc. Felicitări și așteptăm cu mare drag continuarea de articole. Super! Următorul om extraordinar și genial, Booker, Sorina, pentru cele 6 minunate articole. Sorina, felicitări! Cum a fost pentru tine această călătorie? Mulțumesc frumos, în primul rând, că am avut ocazia să pot participa la acest proiect. Încep prin a felicita ceilalți colegi care au terminat ce au avut de făcut. Și aici eu m-am pus la colț. A fost într-adevăr și este o provocare pentru mine. Mie îmi place să scriu. La mine povestea este că sunt un pic cam împrăștiată. Împrăștiată în ideea, nu mă hotărăsc ce anume. Spre ce anume să conturez în scriere. La un moment dat m-am oprit, dar mi-am dat seama că am greșit că m-am oprit. Și de ce m-am oprit? Pentru că am văzut exact ce a spus Monica la început, că ea se gândea, sau probabil că și alții se gândeau cum să structureze, cum să vină punctual, adică să ofere oamenilor punctual soluții. Și mi-am dat seama că la mine e o poveste. La mine articolele sunt, nu știu dacă neapărat soluții, sunt de fapt, hai să zicem, revelații asupra unor subiecte. Și mi-am dat seama că nu trebuie să continui, chiar dacă, cum să spun, nu vin punctual cu ceva anume. Adică poate că persoanele în general caută exact soluții, mai ales în epoca asta de viteză, vor repede și soluția să vină cât mai la obiect. Dar mi-am dat seama că ăsta este ceea ce eu dăruiesc și stilul meu și voi continua în felul ăsta. Mulțumesc! Felicitări, felicitări, Sorana! Evident! Fiecare în stilul lui. Nu există o rețetă general valabilă, cum știm deja, pentru că oamenii sunt unici, extraordinari și geniali. Așa încât, dacă stilul tău este mai de poveste, poveste să fie, pentru că sunt oameni care așteaptă și gândesc și procesează informația și soluția în poveste, ceea ce știți foarte bine că, de fapt, este o metaforă care are o foarte mare putere hipnotică, pe de altă parte. Așa încât, felicitări! Felicitări, Sorana! Mulțumesc! Cu mare drag! Ia să vedem următorul om extraordinar și genial care ne-a dăruit 35 de articole! Wow! Rogojan Adrian! Oare scris cele mai multe până acum? Se pare că da. Wow! Cum a fost pentru tine? Wow! Adevărată contribuție! Nu știu, vă felicitări! Da, mulțumesc! M-au zis, da? Da, auziți? Ok. Cum a fost pentru mine? Provocator, interesant, incitant. A fost foarte frumos în rezumat. Într-adevăr, acum când mi-ai spus tu, am aflat și eu câte articole am scris și mă bucur pentru asta. În primul rând îți mulțumesc, Loredana, că ne-ai adus și în marea familie a scriitorilor, știi că... Mai întâi ne-ai făcut coach, pormă scriitori, speaker și de toate, știi? Suntem ca și, păia, 3-1 sau 4-1. Până la urmă, 34 de pagini din viața mea, pe care le-am scris cu multă dedicație și cu multă implicare. De multe ori
habar n-aveam ce o să urmez să scriu și atunci universul m-a ajutat și îmi venea câte o idee, mai venea cineva la coaching și mă inspira la câte o ședință de coaching și lucrurile au mers și sper să meargă în continuare și cred, nu sper să meargă în continuare și mai bine. Cred că e nevoie de asta, Loredana, de tot ce faci tu, de tot ce facem noi în nebunia asta în care nu mai înțelege nimeni nimic ce se întâmplă. E nevoie de niște mici licurici, știi, în noapte, care să inspire și alți oameni și să-i clarifice în opțiunile lor. Uite, în sensul ăsta chiar s-aș propune și v-aș propune și celorlalți colegi o tabără de scris. Undeva la vară, la toamnă, undeva în centrul țării, aproape de fiecare, să ne adunăm pentru 4-5 zile, 3 zile, câte ori fi și chiar să facem chestia asta. Cred că ne-ar ajuta foarte mult, pe lângă faptul că am petrece timp de valoare împreună. Și uite, cred că e citatul ăla, știi, sau zicala aia, prima dată dai din ce ai și pe urmă dai din ce ești. Pentru mine funcționează chestia asta și fiindcă, virgulă, cred foarte tare în asta, am și foarte mare credibilitate la oameni și când se uită la mine le spun așa cu cal și stilul ăsta ardelenesc, așa punct cu punct și pas cu pas, îi conving și îi liniștesc și oamenii încep să aibă încredere și cumva parcurgem un drum de calitate împreună spre ținta fiecăruia, spre destinația fiecăruia și asta e extraordinar. Așa că îți mulțumesc, vă mulțumesc, vă iubesc și la mai mare și la mai multe. Abia aștept următoarea celebrare la cât? 70 de articole. Să fie, să fie. Wow, felicitări, așa. Mulțumesc. Că, dragilor, să celebrăm și sutele de articole de acum, că e grea încălzirea atunci, așa, dar după aia pur și simplu curge. Mulțumesc. Mulțumesc! Super, Adrian! Felicitări! Mulțumesc! Ia să vedem următorul om genial și extraordinar, Câmpeanu Aida, 17 articole. Felicitări, Aida, ești aici? Felicitări! Ia să vedem următorul om genial și extraordinar, Olteanu Cătălina, tot 17 articole. Cătălina, ești pe aici că n-am văzut? Ok, te pupăm și te îmbrățișăm și mai așteptăm articole, de ce nu? Ia să vedem, următorul specialist genial este Iordăchiță Carmen, 12 articole. Carmen, ești pe aici? N-am văzut-o parcă. Ok, te pupăm, Carmen, te așteptăm la următoarea celebrare. Următorul specialist genial și extraordinar este Ene Adina, 11 articole. Felicitări, Adina! Cum a fost pentru tine? Cum a fost toată această călătorie? Nu te aud, nu se aude. Da. Acum se aude. A, se aude? Ok, da. Să mă opresc netul de pe alte dispozitive. Ok, după ce că e provocare să ne întâlnim și să vorbim, mai ținut și mult așa, am fiert aici în sub propriu. Da, mi se pare super drăguț că te-ai gândit să ne întâlnim. Faptul că sunt în comunitatea asta extraordinară m-a făcut să cresc extraordinar de mult, cum acum 4 ani, aproape 4 ani, nu aș fi crezut, e posibil. Scriind, vorbind, făcând sesiuni de coaching, mi-am reamintit cine sunt și îmi place de mine din ce în ce mai tare și de tine îmi place extraordinar de tare și de colegii noștri, colegii mei nu mai zic. Îți mulțumesc foarte mult pentru ocazia asta. Wow, nu știam că am scris 11 articole. E ceva. Probabil am să revin să scriu. Acum am continuat cu proiectul de pe Facebook, care mă ține în priză și mă scoate și el din zona de confort, pentru că am ales să fac multe videouri și văd că din ce în ce mai bine. Exercițiile astea pe mine una mă fac să fiu mai în contact cu mine și să fiu din ce în ce mai în flux.
îmi doresc din inimă să aduc contribuție și să creștem cu toții, așa, ținându-ne de mână, într-un mod frumos, cu susținere, cu iubire, cu blândețe, învățând unii de la alții, minunându-ne fiecare de genialitatea din noi. Mulțumesc din inimă și primesc cu bucurie această diplomă. Felicitări, felicitări, Adina, ești genială. Pe care mi-o și trimis, nu? Sau cum? Da, 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 o să vedem exact cum o să ajungeți în posesia ei. E clar că o să ajungeți cumva. Mai ales că vreau să facem celebrări și pentru celelalte proiecte, apropo de Facebook și de așa, încât o să strângă mai multe diplome. Ideile astea, așa, geniale. Ideea, să știți că este a Monicăi Bunaciu și mulțumesc, super ideea, a avut ea mei cu ideea să facă celebrarea și a zis, ce idee minunată, felicitări, felicitări. De fapt, ideea mi-a venit pentru că sunt atât de impresionată și de recunoscătoare tuturor celor care au fost în grupa mea și care au scris proiecte de la mic la mare, indiferent că a scris un proiect sau 12. Încât am zis, wow, trebuie să celebrăm, pentru că sunt atât de geniali și sunt atât de minunați, încât merită să-și dea seama cât de valoroși sunt și cât de importanți sunt pentru, nu numai pentru ei, sau pentru familiile, sau pentru cei din jurul lor, pentru prietenii lor, sunt extraordinar importanți pentru comunitate. Adică, totuși, știi, foarte multă lume așteaptă ca binele și o lume mai bună să vină de la guvern, de la nu știu cine, de la oricine altcineva. Când, de fapt, noi putem să facem niște pași majori în îmbunătățirea situației, nu neapărat situației din personale sau din casă, ci pur și simplu cred că îi putem inspira pe alții și să vadă și lucruri pozitive, lucruri bune. Am spus că vreau în spital să scot tot ce înseamnă televiziune și să punem doar cu dezvoltare personală. Încă nu am găsit, dar sunt încrezătoare. Sper că o să găsesc o televiziune care să vrea să-mi accepte acest proiect și să găsesc colaboratori. Dar ideea este că citeam articolele și eram uimită câtă genialitate și ce oameni minunați sunt fiecare dintre participanți. Eu mă refer acum la cei cu care am lucrat eu, pentru că pe ei îi cunosc și pentru că cu ei am lucrat. Dar este vorba despre toți și chestia asta merită celebrată, pentru că o ascultam pe Sorana care spunea pe Sablocat, o ascultam pe Monica. Oh, wow, dar sunteți geniale, deci nu aveți de ce să vă blocați, indiferent ce faceți, deci indiferent ce... Nu este simplu nici mie și cred că nici ție, Loredana, nu ți-a fost chiar așa de simplu să scrii sau să faci toate videourile și să scoți câte un video pe zi sau chiar mai multe și să scoți tot timpul ceva extra, ultra genial. Nu e o chestie care vine așa, hai să mai scoatem ceva. Ne inspirăm de la alții, mai facem rezumate, mai interpretăm, mai vedem, mai... Până la urmă, e important atâta timp cât este făcut cu iubire și cu recunoștință și cu intenție pozitivă, cred că merită pur și simplu. Și vă felicit indiferent câte articole ați scris și chiar merită să celebrăm fiecare lucru bun pe care îl facem, fiecare pas. Mulțumesc, Monica! Așa e! Felicitări, felicitări! Într-adevăr, chiar merită celebrare, așa că super idee, iar eu să știi că am să o generalizez așa la toate proiectele celelalte din Academie, să celebrăm, să celebrăm, să celebrăm. Așa că luna lui februarie se va fi o lună de celebrări. Sunt fericită că am avut ideea asta și că mulțumesc că ai fost receptivă și că dai mai departe. Absolut! Absolut! Imediat o și punem în practică. Ia, felicitări! Următorul specialist genial și extraordinar, Onișor Ramona, 10 articole. Ești pe aici, Ramona? Te pupăm, te îmbrățișăm și mulțumim frumos pentru genialitatea ta împărtășită. Următorul specialist genial și extraordinar, Bogdan Maria, 20 de articole. Felicitări, felicitări, Maria! Cum a fost pentru tine? Maia, Maria, pe unde ești? Ok, hai că pun undeva departe, că poate revii un pic mai târziu.
Hai să vedem următorul om genial și extraordinar, Carlos Laura. 4 articole, felicitări, felicitări, Laura. Ești pe aici? Ești pe aici? Nu ești? Nu te văd? Te pupăm și te îmbrățișăm. Următorul specialist genial și extraordinar, epure Ioana Iulia, 24 de articole, felicitări, felicitări, Ioana! Cum a fost pentru tine? Cum a fost călătoria ta de a împărtăși și de a dărui? Bună, Loredana, vă iubesc pe fiecare și mi-a fost foarte dor de voi. Ce să spun, a fost o călătorie minunată, fiecare moment împreună cu tine și cu colegii. Da, a fost și pentru mine o provocare, pentru mi-a fost greu la început. La început nu aveam inspirație și, într-adevăr, citeam câte ceva dintr-o carte și încercam să schimb un pic, să văd prin viziunea mea, nu, la început. După care, după o perioadă, deci asta a fost la primele, după care, la următoarele, a fost mult mai ușor. Deci am început să lucrez, am început să am experiență, îmi veneau ideile mult mai ușor și îi scriam articolele mult mai repede. Deci cu primele a fost mai greu. Da. Și eu am lucrat cu Minerva, am fost foarte mulțumită. A fost 2 sau 3 momente când am întârziat, dar așa am anunțat și a doua zi am trimis, deci a fost totul bine. Și, într-adevăr, am învățat foarte mult. Am învățat foarte mult despre mine, am învățat chiar și partea informatică. Deci am început să, cum să spun, să fiu mai sigură pe mine, din toate punctele de vedere. Deci, o experiență extraordinară, vreau să reiau. Am făcut și o pauză. Am fost implicat în alte activitate, dar o să reiau pentru că mi-am dat seama că, de fapt, asta mă face fericită și... Și nu pot să trăiesc fără coaching și fără... Da. Să știți că ieri vreau să vă împărtășesc că am fost aici la Madrid la un seminar. Mi-a mai învins o frică, am mers și pe cristale. Deși că la început n-am vrut, dar când am zis, dar parcă așa de ușor merg alții, zic, sigur, reușesc. Deci a fost chiar ușor, adică, da. Și vreau să-ți mai spun ceva, deci profunzimea pe care eu am, deci că ceea ce noi am lucrat în Academie, deci chiar îi comentam astăzi Sandei, am vorbit cu Sanda și am spus asta, ceea ce, nu știu dacă noi valorăm suficient, ceea ce ne-a învățat Loredana, deci am observat, uite, sesiuni de o mică transă care au făcut-o, deci nici nu se compară cu ceea ce ne-a învățat, adică nu era nici voce hipnotică măcar, deci și ei sunt specialiști și sunt mari, și am zis, măi, dar totuși, zic, înseamnă că doar ce ne lipsește? Curajul, practic. Adică nu... Da, și deci mi-am dat seama, deci cu fiecare lucru care... Deci, având acum o experiență, deci pot să-mi dau seama de valoarea acestei școli, acestei academii pe care tu ai înființat-o. Deci te felicit din toată inima și să continui și eu te văd strălucitoare, foarte frumoasă. Da? Și cred că nicăieri nu m-am simțit așa de bine ca în familia Academiei, nicăieri. Vă iubesc, îți mulțumesc pentru oportunitate și sper să colaborăm împreună în viitor. Mulțumesc din suflet, Loredana. Wow, felicitări, felicitări, Ioana, și eu mulțumesc din suflet și așa este, sunteți super, extra, mega valoroși. Ideea este să vă puneți, frate, în valoare, să acționați, că altfel de nu se știe oamenii cât de valoroși sunteți dacă nu acționați. Na, nu o să vine nimeni să vă bată la ușă, să vă întrebe, dar ce valoare ai tu? Ia să vedem noi. Nu! Faceți workshop-uri, faceți seminarii, faceți articole, faceți video, faceți emisiuni, faceți tot ce se poate. Oricum le puteți face în Academie foarte ușor. Cum vedeți că asta celebrăm de altfel? Așa da. Cât să fie antrenamentul, cât se poate de făcubil, să zic așa, să vă fie foarte ușor după aceea să-l faceți în exterior. Ia, felicitări! Mulțumesc! Superb! Superb, Ioana! Felicitări! Mulțumesc! Loredana, mă auzi? Te aud! Bine ai venit! Bine ai venit! Am fost tot timpul aici, sărumână, am fost tot timpul aici, numai că n-am nemerit cu degetul. Nu-i păcat, deci tu în camera care trebuie! Este o altă provocare, nu? Este o altă provocare, dar să știi, apropo, am scris mai multe de 20.
O fi. Eu am zis la început că posibil să fie mai multe sau altceva. Adică mai vreau o diplomă. O să vină pe următoarea celebrare. Bun. Dragilor, vă vedeți pe toți. Sunt onorată că sunt într-o asemenea familie. Sunt onorată că atunci când câteodată așa mai simți că-ți mai scapă câte un picior într-o parte, în dreapta, stânga, pac, îți vine câte o informație. Ia vezi ce a scris ăla. M-am uitat ieri la Ioana, cum merge ea pe spicele alea acolo și am zis, bă, ia uite-o pe Ioana, ți-aduce aminte când îi tremura vocea și nu putea să spună nimic? Și am zis, bă, dacă poate Ioana, bă, pot și eu, mă duc și eu să mă merg să vedem care-i treaba. Fac și o puțină pedicură, înțelegi? Ce vreau să vă împărtășesc eu din toată călătoria asta cu scrisul articolelor este următorul lucru. Eu am început să mi le programez, să scriu tot felul, să-mi scriu, să-mi definez titlul. Mă, și când mă apucam să scriu cutiuna care nu era practic tocmai trăită de mine, nu ieșea sau ieșea ceva care spunea, băi, iar vrei să o faci pe Salvatorul să-i spui unuia cum ar trebui să facă când de fapt tu n-ai făcut? Și în momentul ăla lăsam articolul scris jumătate, trei sferturi și spuneam, nu ăsta este articolul de care spune sufletul meu. Deci și am multe articole începute care mi-au spus că mai sunt încă lucruri de făcut și din cauza asta ne vedem la următorul curs, da? Și sunt foarte fericită că ceea ce am scris am trăit. Da? Adică lucrurile pe care eu le-am spus acolo nu sunt lucruri citate din cărți. Sunt trecute prin sufletul meu și pentru mine lucrul ăsta a însemnat foarte mult. A însemnat o altă creștere, o creștere pe care am făcut-o eu prin mine, pentru mine. Și dacă eu am putut să cresc, și culmea este că am avut și o ședință de coaching în care am venit, culmea că Bristena i-a spus că putem să o facem pe telefon și a zis, nu vreau să pun mâna pe ea. Deci a venit omul pentru o ședință de 30 de minute de coaching gratuit și a venit să pună mâna pe mine, să vadă că într-adevăr ceea ce vorbesc și ceea ce spun există. Da? Și am zis, ok, pune mâna pe mine, că poți să pui mâna pe mine, nu este nicio problemă. Zic, nu mușc, nu fac absolut, da? Și ea vrea să vadă dacă într-adevăr, dacă mă vine la cursurile academiei, lucrurile se întâmplă în așa fel. Da? Și în cadrul acelei ședințe am considerat deontologic să nu mă promovez pe mine și să promovez academia. Adică eu am spus așa, eu sunt asta pentru că am făcut asta și am trecut pe acolo. Dacă tu vrei să te duci, este decizia ta. Vrei să faci mai departe coaching, trebuie să te decizi. Dar dacă ai venit să mă întrebi dacă vrei să fii la academie, eu sunt ceea ce tu ai vrut să afli în cadrul acestei ședințe. Dragilor, vă iubesc și am și o surpriză pentru voi. Eu consider că nimic nu este întâmplător. Și faptul că Monica tot a zis, facem azi, facem mâine, facem poimâine, s-au dus într-o direcție corespunzătoare. Nu știu dacă știți, dar mâine se schimbă anul chinezesc și intrăm în anul porcului. Da? Și am pentru voi o felicitare pentru anul porcului, da? Pe care vă dedic tuturor, o să vă transmit probabil și pe mail sau o să fac în așa fel încât să vă transmit cu toate gândurile mele bune și să vă spun un mic secret. De mâine suntem pe o autostradă cu 12 benzi. Deci, fraților, piciorul în accelerație. Este anul porcului și porcul primește tot ce își dorește, adică primește și acumulează, noi nu ne gândim la cururi și la alte chestii, acumulează valori și strânge perne. Da? Vă iubesc și vă doresc un an extraordinar. Și cu tine, Loredana, ne vedem peste o lună de zile. Bine, vă pup și vă iubesc. Mulțumesc, la revedere. Felicitări, Maria, felicitări! Mulțumesc! Wow, cine are porturi cu accelerație, cu realizări, cu super! 12 benzi! 12 benzi, deci mai ceva de la Chicago, ok! Așa, 12 benzi, da? Vă iubesc! Mulțumesc, Maria! Eu mulțumesc! Mă prietezi în seara asta atunci, mâine să intru fresh în anul porcului. Exact. Și vă mai recomand ceva, poate mâine ar fi bine să vă faceți un mic proiectel pentru anul care vine, pentru că mâine seară la ora 23, când practic se face astrologic trecerea, e bine ca proiectelul ăla, dacă vreți, să-l puneți chiar sub pernă, că știți voi cu programarea neurolingvistică și cu chestia asta, da? L-am și băgat în cap și l-am și executat.
Exact! Super! Mă pup și te iubesc! La revedere! Și eu te iubesc! Super! Super! Următorul specialist genial și extraordinar, Ocean Simona, 11 articole. Ia să vedem, Simona, ești pe aici? Ok, te pupăm și te îmbrățișăm, draga, nu? Da, da, sunt. Ești? Ah, da, foarte bine că nu te văzusem. Da, cum a fost? Cum a fost pentru tine? Fac și eu ca colega, cred că au fost 12 pe pagina, pe site. În afară de aia încă continui și eu colaborarea cu voi pe Facebook. Da, am învățat să scriu, am învățat să adun ideile, să nu le mai las în mintea mea, să le pun jos. Ce-a mai fost interesant, da, chiar că dacă... Mi-a venit o idee în timp ce o auzeam pe colega noastră cu scrisul articolelor. Cred că unele articole care le punem acum pe pagina Academiei cu, cum se cheamă, Academia de Coaching, știi? Așa, de pe Facebook, mă gândeam că unele ar fi potrivite și de transferat pe celălalt. Pentru că și acolo, da, pe site, da! Sunt da! Niște articole bune, de exemplu... Exact cum știți, nu toate le avem super reușite, dar unele sunt superbe, ar putea fi transmise, zic eu, nu știu, e o idee. Super idee! Asta ține undeva deoparte, trimite-mi și mie ca să vedem cum putem să facem cu echipa cealaltă. Da, 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 așa că... Să-și aleagă articole și să le trimite, să le postăm și pe site. Super. Măcar pe cele superbe, da. Că da. Unele chiar merită, cum spunea colega noastră, că un articol a avut multe, multe vizualizări. Chiar aș vrea și eu să-l citesc dacă ne zice titlul, dacă îl scrie, îl citesc și eu. Și ar fi interesant, pentru că și acolo vin puse multe idei. Și exact cum spunea deja ea, Monica, exact așa este. Uneori noi ne punem și scriem din ceea ce simțim și din câte am văzut, cele mai bune ale mele articole au fost alea. Când am început și am scris ce am simțit și a ieșit extrem de frumos. Da, mulțumesc. O experiență, am învățat să scriu, am învățat să las spațiu în scriere. Într-adevăr, acum văd că mă deranjează să văd un articol scris fără spații, deci nu spun, mă plictisește din start. Pentru că nu găsesc unde să-mi odihnesc ochii. Că ok, te uiți, dar la un moment dat ai nevoie să-ți odihnești ochii. Dacă n-are pauze, e o problemă. Și da, o experiență bună. Am învățat să pun jos. Cu ocazia asta te înveți să-ți administrezi o pagină personală, dacă ți-o faci. Și sunt multe avantaje exact pentru noi. A fost o experiență bună, da. Da, cele... Și apropo, atunci știu că a rămas undeva în aer, dar nu mai știu care din articole, rămăsese în aer pentru că era la un sfârșit de proiect și la final nu a ajuns să fie publicat ultimul articol, deși îl trimisesem. Era chestia trimite, nu știu ce, după aia s-a schimbat managerul de proiect și a rămas așa. Sau mai trimite-i odată? Sau trimite-i la publică-i? O să facem eventual în cazul în care este ok cu colaborarea asta, să luăm cele mai bune articole și eventual să le trimitem noului manager de proiect și gata. Că e mult mai simplu, mult mai rapid. Da. Oricum, mulțumesc. Da, e un mod de a învăța să-ți ieși un pic din zona de confort, că dacă nu, acolo rămâi și da, pentru mine a fost o experiență nouă și încă mai sunt încorporată în Academie, în celălalt proiect. Exact, ca să nu stau prea liniștită și mă așez și scriu și într-adevăr îmi prinde bine că între timp mai mi-adaug ceva și mie. Ia. Da, mulțumesc! Felicitări, Simona! Felicitări! Și felicitări și eu pentru noua idee. Mi s-a părut, wow, ce idee genială! Felicitări și Monicăi că am înțeles că a fost ideea ei și ție că ai susținut-o cu atâta bucurie și entuziasm se simte. Mulțumesc tare mult! Super, Simona! Mulțumesc și eu! Super! Și eu mulțumesc! Am o singură, nu știu, nedumerire sau nu știu. Ideea este cu cel mai bun articol. N-aș putea să spun care este cel mai bun articol, pentru că fiecare rezonează, sunt unii care, unele persoane, unii colaboratori care scriu foarte structurat și atunci cei care sunt foarte structurați rezonează cu ei. Sunt alții care
scriu povești, adevărate povești. Atunci cei care iubesc poveștile rezonează cu ei. Sunt alții care sunt mai povestitori, așa, mai într-o altă lume și atunci... Adică toate sunt minunate. Eu dacă știe, ca și când ar fi copiii mei, aș putea să spun, să aleg pe cineva, pentru că până la urmă e adevărat că unele ajung la 2000 de vizualizări într-o săptămână, alții ajung la 2000 de vizualizări după nu știu cât. Eu cred că fiecare articol merită să fie promovat, pentru că fiecare dintre cei care au scris au nevoie să-și dea seama de valoarea lor. Uite, acum o ascultam pe Sorana și o ascultam pe Monica și mă gândeam, Doamne, dar ce minunat ar fi să-și dea seama ce valoroase sunt și că, de fapt, și ce au scris ele, indiferent cum au scris, a fost totuși o trăire a lor, o percepție a lor. Ele au făcut niște eforturi ca să scrie acele articole. Adică aveți încredere în voi, pentru că sunteți minunați, fiecare dintre voi este minunat și n-aș putea să spun că unul este mai bun decât altul. Toate sunt extraordinare și diferite. Deci, merită să fie. Și dacă cineva și dacă vreți să promovați articolele colegilor, eu vă îndemn să-i promovați. Pentru că, până la urmă, există cineva care are nevoie exact de articolul ăla la care ajunge. Vorbind acum tu, Monica, îmi vine ideea și invers. Dacă și Loredana sau credeți e posibil, colaborarea între cele două proiecte. Pentru că, nu știu, Facebook-ul este mai clicat, să zic așa, și probabil ar prinde bine și din acestea să fie publicate din când în când pe pagina Academiei. Absolut. O să vorbesc cu managerul de proiect de la Facebook, Justinia, cred, nu? Justinia este, da. Da. O să vorbesc de ideea asta, că oricum vreau să vorbesc și să stabilim o dată de celebrare, să-mi dea nume și toate cele. Și vedem noi cum facem. Acolo, de exemplu, câteodată când avem noi o pauză unde nu suntem, s-ar putea băga frumos câte un articol, să aducem ceva, să continuăm zilnic cu postările. Câteodată mai avem câte o mică pauză de câte o zi sau, mă rog, oricum, ar fi foarte bine. Eu n-aș vrea să fac chestia asta pentru că pot să creez un context în care să se fugă de angajamente. Adică la planul B. N-aș vrea să fac treaba asta, să cred în care să... Ok, nu-i momentul. Acum stabilim alt proiect. Vorbim la proiectul celălalt. Deocamdată suntem la articole de pe site. Articole de pe site apar pe Facebook. Nu știu exact. Ea zicea de pagina absolvenților. Absolvenții Academiei. Și unde apar pe Facebook atunci? Da, apar pe pagina Academiei. Pe pagina Academiei apar. Le postează Monica. Ok. Bun, dragilor, mergem la următorul specialist genial și extraordinar care a scris 11 articole, Chiriac Dumitra. Felicitări, Dumitra, și dacă o fi mai multe, tu știi, eu atâta am eu de la ITIS, dar nu-i bai că pe următoarea diplomă scriem diferențele, știi? A mai rămas unul pe drum, e acolo. E, okay. Universul știe că l-am scris, Monica știe, nu-i nimic pierdut, totul se... E publicat. O să apară pe cealaltă diplomă, următoarea. Da. Cum a fost pentru tine, Dumitra? Cum a fost pentru tine toată această călătorie? A pornit așa, în ultimul moment, așa cum a pornit și înscrierea la cursul Academiei, tot pe ultima sută. Monica m-a invitat, văzând că am scris câteva articole micuțe pe grupul Aril, și mi-a zis, m-a încurajat foarte mult, nu mi-am dat seama că pot să scriu pe... Nu luasem în calcul acest lucru și a zis, scrie, hai că mai poți să te înscrii, mai ai timp să te înscrii. Și nu știu dacă nu cumva am devansat cu o zi până am primit banii și toate, s-a rezolvat rapid. A fost așa o decizie luată, nu am gândit foarte mult. Am avut încredere mai mult în ce a zis Monica, în ce făcusem eu, câțiva pași acolo... Și am zis, este o activitate care mă scoate din zona de confort, mă provoacă, hai să văd. Nu o să fie chiar atât de greu, m-am gândit eu, și chiar dacă va fi, știu sigur că am sprijin din partea tuturor. Și așa am pornit. Mi-aduc aminte că am scris un articol într-o zi, într-o dimineață în care nu mi-era deloc bine și era o stare așa destul de neplăcută, o energie, o vibrație joasă și am zis, e musai acum să fac ceva. Și m-am trezit cu noaptea în cap, nu știu dacă nu era 4-5 dimineața, cam așa, și am zis, acum mă apuc și scriu din starea în care sunt.
și am văzut că a ieșit un articol. Am rămas uimită, mi-a plăcut, celelalte articole le-am scris dacă am simțit câte ceva, dacă am rezonat cu un subiect, am citit câte o chestie și mi s-a părut fabuloasă. Zic, Doamne, asta trebuie scrisă undeva, pentru că sunt niște idei care pentru mine au contat enorm de mult. Nu știu dacă le-am reușit eu a le pune exact cum le-am înțeles, dacă cineva le folosește, dar mie mi s-au părut nemaipomenite să fie date mai departe. Din ce am auzit, din ce mi-am notat așa lucruri care de-a lungul timpului, fie de prin cărți, fie de pe la emisiuni, fie chiar și din înregistrările tale, Loredana, mi-au plăcut foarte mult. Am zis eu, pe asta e musai să le mai citesc o dată, să le mai procesez în mintea mea și articolele mi-au dat voie și ocazia și oportunitatea să le și notez într-un fel anume, pentru că, exact cum spunea Monica, le notez într-un fel anume, cu înțelegerea mea, cu entuziasmul din momentul respectiv sau cu non-entuziasmul, cum au fost momentele. Da, uneori am dat în avans pentru că am avut timpul și când Monica spunea cine mai are articole să le publice, așa că este o perioadă în care mai avem nevoie, am zis, da, pot. Și zic, poate vreodată nici eu n-am să pot să fiu exact la timp cu articolul și e bine cineva, universul va trimite pe cineva în locul meu ca să dea articolul. Așa am gândit și cred că suntem o echipă genială, grozavă, Monica ne susține, ne inspiră, indiferent că vine târziu, că vine devreme, că vine articolul mic, mare, nu contează, primim atâta susținere din partea ei și atâta încurajare, încât imediat ce ai scris articolul, eu cel puțin, mi se părea după ce l-am scris, da, l-am încheiat, l-am dat, dar când venea Monica cu cele, vai, mulțumesc și ce genial și cât de minunat, îmi venea să-l mai recitesc o dată. Da, era fantastică. Ești potrivită pentru locul acesta, Monica, mulțumesc din suflet. Și mulțumesc, Loredana, pentru această oportunitate. Da, este o nouă provocare, un moment în care scrii și ce crezi, știi ce afli, ai posibilitatea să faci cunoscute, să aduci contribuția celor care poate au nevoie în momentul acela. Cum și eu citesc câteodată câte un articol vine pe Facebook, pe orice, pe grup și vine așa de bine la momentul cel mai potrivit, zic, Doamne, mi l-a trimis acum când aveam cea mai mare nevoie, parcă e așa un balsam. Și am zis, poate și ceea ce scriu eu ajută altcuiva. Mulțumesc colegilor care sunt geniale și mulțumesc pentru această idee, pentru care v-am zis că am păstrat 3 fursecuri. Ce bine arată! Da, să sărbătorim cu tot dichisul. Corect. Felicitări, Dumitra, așa e. Și felicitări, Monica, așa e. Super! Wow. Felicitări, mulțumesc! Următorul om genial și extraordinar care a scris câte 12 articole, Zamfir Adriana. Felicitări, Adriana, felicitări! Cum a fost pentru tine? Mulțumesc! Păi, în primul rând, eu încep prin a mă felicita pe mine. Deci mă felicit, mă apreciez, sunt recunoscătoare pentru inspirație, pentru timpul pe care l-am avut, pentru subiectele pe care le-am găsit, după care te felicit pe tine pentru că ai inițiat și eu am intrat în proiectul acesta, o felicit și pe Monica, da, pentru coordonarea proiectului și pe fiecare persoană care a scris articole, da, pentru că a adus un plus de valoare fiecăruia dintre noi, atât cât am apucat să citim. Am citit, n-am citit tot, am citit pe rând, dar cred că au picat exact acele articole care ar fi trebuit să dea o soluție. Păi, ce să zic, cele 12 articole au fost, de fapt, din propria experiență, fiecare a coincis cu câte un moment. Un moment în care mi-acceptam și mă iertam pentru
anumite lucruri. Un moment când mi-am dat seama de ce mă simt vinovată, că îmi cumpăr câte ceva sau de ce am așa. Și fiecare, și asta de ce? Datorită cursului de analiză tranzacțională, da, care m-a făcut să mă iau la puricat și pentru fiecare chestie descoperită cu toate trăirile descoperirii, am făcut un pic de terapie prin aceste articole. Le pot spune un fel de articole terapeutice. Pentru mine cel puțin. Și au coincis, de exemplu, cu iubirea de sine, acel articol cu dragostea de propria, de noi înșine. Acel articol când copiii și-au zborul. Mi-am dat seama cât de bine, cât de bine m-a reprezentat ce am scris acolo. Chiar gândesc chestia, chiar am acceptat. În februarie anul trecut mă întrebam ce o să fac eu fără copil când o să plece la facultate. Și a fost ok. A fost ok. Articolele cu mâncarea, cu rănile, cu toate astea, deci toate au însemnat câte ceva. Pentru mine astea 12 articole au fost în 8 luni, au reprezentat ceea ce am descoperit sau ceea ce am tratat sau am vindecat sau așa în 8 luni. Eu i-a spune acum aceste 8 luni, deci începând cu descoperirea ta și apoi cu descoperirea mea sau cam așa, le-a spune ocolul ființei mele în 8 luni de zile. Deci, practic, cele 12 articole au însemnat ocolul ființei mele în 8 luni de zile. Și mă bucur de faptul că am avut ocazia asta. Mi s-a deschis apetitul. Da? Unul din articole a fost Nu negocia cu visul tău. Și chiar asta am făcut. Deci mi-am combinat dorința, ce îmi place să fac și cu ce am descoperit că vreau să fac, tot datorită cursului de analiză tranzacțională. Și revelația am avut-o chiar în primele zile. Da? Și apropo de descriere, de asta spuneam că mi s-a deschis apetitul, deci vreau să fac, mi-am definit viziunea următoarei activități care se va desfășura pe banii europeni, da? Acea editură cu cății de dezvoltare personală pentru copii, iar în viziunea asta, de fapt, eu vreau ca să inspir părinții ca să realizeze cât de extraordinari, unici sunt copiilor și să rămână cu mesajul ăsta pot, merit. Și de ce m-am gândit la chestia asta? Pentru că în momentul când te-am descoperit pe tine și am început acest drum, am zis, dacă toate lucrurile astea pe care le-am aflat despre mine și mai ales cauzele care au dus la anumite comportamente ale mele, da, deci unor convingeri și unor lucruri care mi s-au spus cândva, am zis, dacă aș fi știut lucrurile alea, dacă mi le-ar fi spus cineva, poate cursul vieții ar fi fost altul. Și atunci am zis, ok, vreau să transmit mesajul ăsta, să-l transmit eu altora. Și cam asta este. Deci nu se mai aude. Oare s-a blocat la mine sau? Da, pe care nu te mai aud. Inclusiv, deci pot să vă arăt aici, chiar și semnăturile mi le-am schimbat, da? Deci asta era semnătura eu cea de dinainte și asta e semnătura mea, eu cea de acum încolo. Și noi cei de acum încolo suntem din acest moment. Mâine putem fi în același rol. Noi cei de acum încolo, așa cum suntem. Da, mulțumesc! Felicitări, felicitări, Adriana, felicitări, superb, superb, wow, ce se mișcă lucrurile! Ia să vedem următorul specialist genial și extraordinar, Balaban Manuela, 7 articole geniale și minunate, felicitări, 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 Manuela, cum a fost pentru tine? Mulțumesc! Mulțumesc din suflet, Loredana, mulțumesc Monica! Mulțumesc pentru oportunitatea asta, pentru că în urma acestor articole mi-am dat seama că, de fapt, îmi place să scriu. În septembrie
nu credeam asta, am zis că să ies din zona de confort, să fac altceva, să mă provoc. Și într-adevăr, primul articol a fost un fel de rezumat, așa, cu câteva, nu știu, câteva din percepțiile mele asupra lucrurilor. Dar ulterior, când am reușit să îmbin ceea ce citeam știința, practic, cu experiențele proprii, atunci am regăsit acea plăcere. Atunci, într-adevăr, le puneam pe hârtie și totul curgea așa de la sine și mă trezeam, wow! Toată chestia asta am scris-o eu și îmi plăcea ce scriam și apropo de ce spunea și Dumitra, că într-adevăr și eu mai intru și recitesc articolele mele cu mare drag și am văzut că se vede lucrul ăsta și cititorii noștri simt atunci când nu este un simplu rezumat și când este trecut prin experiența proprie și personală. Da. Într-adevăr, așa cum am zis, am mai zis eu, tu ești cea care, adică în academie se creează acel mediu care, efectiv, în care tu poți să crești, unde zbori chiar dacă nu crezi că poți să zbori. Da, pentru că Monica e ca o mamă. Ca o mamă, mama, cum să zic eu, o mamă, să zicem, modernă sau o mamă așa cum ar trebui să fie o mamă, o mamă iubitoare, o mamă care nu te pune la colț dacă ai greșit și nu-ți cum să zic eu, nu pune accent pe greșeli, ba din contra, pune accent pe lucrurile bune, astfel încât să te motiveze să fii din ce în ce mai bun. Da, este extraordinar. Da. Și ăsta este mediul sănătos de creștere până la urmă. Și în academie, și la job, și în familie, și practic peste tot, toți avem nevoie de acest lucru. Apropo de asta, într-adevăr, la job, mi se pare că aici e problema, că managerii, în afară de managerii din academie, nu știu lucrul ăsta și atunci e nevoie de coaching, au nevoie de dezvoltare personală, pentru că nu mai suntem mulțumiți doar cu o creștere salarială, vrem mai mult de atât. Da, și ce să zic, și eu în urma cursului cu tine am reușit să înțeleg ce îmi place să fac de fapt și profesez ca și coach și cu acte în regulă, da. Ceea ce cumva și înainte făceam, dar făceam un fel de salvator, pentru că nu era într-un mediu organizat. Da, și acum sigur și cunoștințele spun cuvântul și mediul și rezultatele sunt pe măsură. Mulțumesc din suflet, pentru că într-adevăr, dacă înainte cineva îmi spunea, băi, muncesc și îmi place ceea ce fac, eu ceam, mă lași. Acum pot și eu să spun același lucru, da. Îmi place ceea ce fac și mereu mi-aduc aminte. Loredana ne spunea, clientul merită să-i dai bani înapoi, dar nu-i dați niciodată. Așa este. Da, mulțumesc din suflet. Cu multă iubire, cu multă iubire, Manuela. Mă bucur că îți place ceea ce faci, pentru că este un lucru extraordinar și genial. Și așa dăruiești și mai departe și inspiri mai departe și contribui, de fapt. Wow! Felicitări! Superb! Superb! Următorul specialist genial și extraordinar, Vaita Maria Magdalena, 11 articole. Magda, ești pe aici? Parcă n-am văzut-o. Nu e? Te pupăm și mai așteptăm articole cu multă iubire. Ia să vedem următorul om genial și extraordinar, Vișan Mihaela, 12 articole. Mihaela, felicitări, felicitări și mai așteptăm articole. Am văzut că nu e aici. Ia să vedem următorul om genial și extraordinar, Boeriu Marius, 12 articole. Marius, felicitări, felicitări! Și te mai așteptăm cu articole. Ia să vedem. Următorul om genial și extraordinar, Seci Justinia, 19 articole. Nici eu n-am văzut nici pe ea aici. Felicitări, Justinia, felicitări! Și așteptăm articole. Ia să vedem că mai am câteva diplome. Mai e cineva oare? Următorul om genial și extraordinar, Efimov Monica, 19 articole. Felicitări, Monica, felicitări! Și mai așteptăm articole geniale și extraordinare, așa ca tine, evident, cum puteam fi altfel. Ia să vedem, următorul specialist genial și extraordinar este Damian Alexandra Carmen, cu 12 articole.
Felicitări, Carmen! Nu te văd aici, dar felicitări și mai așteptăm articole. Ia să vedem și cine mai e. Următorul este Dobran Robert Mircea, 15 articole. Felicitări, Robert! Felicitări! Nu te văd aici, dar e perfect. Așteptăm articole tale geniale în continuare. Și mai am pe Iacob Valentina Mirela, 10 articole. Felicitări, felicitări, Valentina, felicitări și așteptăm articole în continuare. Cam asta ce am eu aici. Mai este cineva pe care poate l-am sărit? Că știți că, na, se mai întâmplă, că se mai întâmplă. Ok, n-am sărit pe nimeni, atunci e perfect, dragilor. Super, dacă mai vrea cineva să adauge ceva la încheierea acestei celebrări geniale și extraordinare de inspirație maximă și de dăruire și de contribuție către noi, în primul rând, așa cum ați văzut, de fapt, pentru fiecare dintre voi, după care și pentru ceilalți. Dacă vrea cineva să mai adauge ceva, Adriana? Eu vreau să adaug faptul că abia aștept să încep cursurile de coaching, pentru că eu încă nu le-am făcut. Și mi-era frică când am început să scriu aceste articole. Păi dacă eu n-am făcut cursurile de coaching, ce o să știu eu să scriu acolo? Dar am scris din partea cealaltă. Așa că mai e puțin și abia aștept să vă văd, să vă văd acolo. Mulțumesc! O mare drag! Acum, în 20 februarie și pe ceilalți vă aștept la aprofundare, dragilor. Ori în sală, ori în online. Ia, felicitări, Adriana! Abia aștept! O să-ți placă maxim, maxim! Mai ales că ai antrenamentul de la analiză tranzacțională, adică, wow! Super! Acum am nevoie de organizarea aia de care am auzit și din ce în ce mai structurat. Acolo chestia aia îmi lipsește. Abia aștept să experimentez. Exact, exact. Să aibă un cap și o coadă. Ia, așa este. Felicitări! Super tare! Super, dragilor! Mai vrea cineva să adauge ceva? Apropo de structură, am văzut că fiind numai un număr limitat de cuvinte, 600 de cuvinte maximum, am văzut că reușesc să mă încadrez incredibil în cele 600, 500 și ceva, până în 600 de cuvinte. Și se încheie și ideile. Mintea lucrează deja cu acest nou tipar. Pe lângă celelalte, cum mai spuneau și colegele, că sunt în disciplina, structurații, învățăm, devenim din ce în ce mai performanți, zic eu, din punctul meu de vedere. Așa este, Monica. Super, da. Mulțumesc! Monica, vrei să adaugi ceva? Deci, așa. Da, eu vreau să o mulțumesc tuturor. Loredana, e genial proiectele tale. Genial. Proiectele noastre! Nu, dar ideile tale, că tu ești mama sursă. Mi-au dat lacrimile. Mulțumesc pentru toate testimonialele voastre. Sunteți geniali, inspiraționali și tot. Deci, efectiv, mi-au dat lacrimile de câteva ori chiar așa. Și vă, ce să spun, cu toată recunoștința și iubirea, vă mulțumesc și sper să continuați ori proiectul cu mine, ori orice alt proiect, pentru că sunteți efectiv genial și sunteți capabili să dați atât de multe, atât de mult și să inspirați atât de mulți oameni, încât nu vă mai puneți singuri bariere, că ar fi păcat. Vă iubesc pe toți! Felicitări, Monica! Mulțumesc! Superb! Așa este! Wow! Superb! Mai vrea cineva să adauge ceva? Ok, dragilor! Atunci vă mulțumesc încă o dată cu multă iubire pentru tot acest dar pe care l-ați făcut vouă, în primul rând, mie, comunității, în al doilea rând, așa încât toate pânzele sus, tot înainte, îndrăzniți să dăruiți mai departe, pentru că aveți ce. Și așa cum zicea Adrian, cred că zicea că dacă până acum ați dăruit, sau până într-o perioadă ați dăruit din ce aveați, acum dăruiți din ce sunteți. Iar prin articole chiar așa se întâmplă. Dăruiești din ceea ce ești. Și asta este ceva inestimabil pentru fiecare om de pe acest glob. Așa încât vă iubesc, vă îmbrățișez și aștept să ne revedem cu multă iubire la următoarea celebrare, la următoarele proiecte și continuați cu articole și până atunci vă aștept la aprofundări cu multă iubire. Vă pup și vă iubesc! Pa! Pa!